Institutul Național de Sănătate Publică face o estimare alarmantă. Potrivit ultimului raport, se estimează că până la finalul lunii septembrie vom avea 4.000 de spitalizări din cauza infectării cu varianta Delta. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Ioana Mihăilă, care a menționat că, față de valurile anterioare, evoluția numărului de cazuri în valul al patrulea este mai rapidă și mai abruptă. Ce observăm față de valurile anterioare este că evoluția numărului de cazuri și această creștere este mai rapidă și mai abruptă, lucru la care ne așteptam, pentru că știm cu toții că tulpina Delta este mai contagioasă. Ultima evidență și ultima simulare de la Institutul Național de Sănătate Publică arată o adaptare a scenariilor prezentate în urmă cu o lună, adaptare care asta prevede o creștere bruscă a numărului de cazuri. INSP estimează că până la finalul lui septembrie s-ar putea să avem aproximativ 4.000 de spitalizări. Motiv pentru care în prezent autoritățile fac pregătiri intense pentru valul 4. Spitalele împreună cu direcțiile de sănătate publică își readaptează structurile pentru a putea face față numărului în creștere de cazuri COVID. Ioana Mihăilă a mai transmis că personalul medical nevaccinat nu va fi obligat să se imunizeze. În schimb, se solicită o testare periodică, iar costurile vor fi acoperite de sporurile financiare primite. Avem un proiect de lege care va fi transmis către Parlament, prin care personalul medico-sanitar nevaccinat trebuie să se testeze periodic, cu cel puțin în varianta de acum, costurile testării fiind acoperite din sporurile salariale a persoanelor nevaccinate. Ministrul Sănătății a transmis și un mesaj dur pentru nevaccinați. Decizia lor afectează atât persoanele vaccinate, cât și sistemul medical. Ce mesaj trebuie să transmitem acum este că accesul la vaccinare este gratuit și că alegerea individuală de a fi sau de a nu fi vaccinat ne influențează pe toți. Pe toți cei care contribuim cu bani la sistemul public de sănătate, dar ne influențează și pe toți care ne riscăm sănătatea pentru că venim în contact cu o persoană nevaccinată. Un nou studiu efectuat în Marea Britanie relevă faptul că persoanele infectate cu varianta Delta au un risc dublu de spitalizare comparativ cu alte variante. N. Presanis, coautoare a studiului, a declarat că în cazul în care nu se beneficiază de vaccinare, o epidemie provocată de varianta Delta exercită o presiune și mai mare asupra sistemului de sănătate comparativ cu varianta Alfa.